Așa. Vă mulțumesc și eu că ați venit și trebuie să recunoscător lui Cătălin Striblea și Răzvan Exarhu, cu care mă întâlnesc de altfel bisăptămânal. Noi o să ne vedem chiar mâine pe la radio. Și am vrut să i-am neapărat alături, pentru că sunt oameni cu care, chiar dacă nu vorbesc atât de des cum mi-aș dori, împart foarte multe lucruri. Și împart și bună parte din cartea asta, care este, vă spun de acum, o carte specială în ceea ce mă privește, pentru că mă adună în mai multe feluri decât m-aș fi gândit că o să o fac. De ce? Pentru că la al patrulea volum de proză scurtă, acesta este primul în care râdem, dar și plângem. Până acum, la proză scurtă, râdeam. Proza scurtă era din România. În România se râde, câteodată și când nu trebuie. Aștept să cărăt și celelalte volume, Bazar Bizar și Am fost cândva femeie de onoare, sunt scrise în orizontul veselii, al bunei dispoziții, al amintirii parfumat ironice. Omul care mută norii este până la un punct așa, de la un punct încolo începe să arate altfel, să se simtă altfel și să aibă, cred și sper, alt impact asupra cititorului. Și am să vorbesc și despre tipurile de cititor. Sunt 7 povestiri, e ficțiune, am zis eu, Cătălin a avut grijă să mă asigure că nu e deloc ficțiune, adevărul e la Răzvan Exarhu, adică la mijloc. Există, firește, un singur de adevăr, dar există multă carne ficțională în jurul acestui singur, la fiecare povestire. Omul care mută nori e un titlu care vă poate duce pe o pistă falsă, pentru că vă poate crea sentimentul unei abordări poetice, a unui conținut melancolizant. Nu, e vorba de cu totul altceva, e vorba de un șarlatan, cum au trecut și vor mai trece cu sutele pe la noi prin țară și care vor fi găzduiți în continuare de posturile de televiziune, în temeiul promisiunii că vor face sări pline și vor mulge țâța naivității naționale care este mereu plină și care abia așteaptă degetele suficient de abile ca să o fructifice. Omul care mută nori era un cetățean conte, scria pe cartea lui de muncă, un om care se putea recomanda prin fapte care nu sunt la îndemâna simplilor muritori. Printre altele, lovitura Kung Fu de la distanță fără contact, ceea ce este ceva delicios. Și îmi pare rău că n-am fost în țară când a venit contele, că m-aș fi înscris pe o listă scurtă să beneficiez și eu de pe urma expertizei, că am înțeles că așa se spune. Cartea nu trebuia să numească așa. Cartea, de fapt, nu știu că trebuia să existe la ora asta. Ea trebuia să numească inițial șapticenie și alte potriveli. Pentru că potriveala este unul dintre cuvintele cheie ale acestui volum. În fiecare povestire se întâmplă niște lucruri. Unele par potrivite cu mâna, altele par potrivite de o mână care stă ceva mai sus de noi. Dar, consultându-mă cu oameni mult mai abili și mai echipați intelectual decât mine, am aflat că șapticenie nu e un cuvânt de titlu. Că lumea l-ar putea confunda cu septicemia și cine ar vrea să citească ceva scris de mine despre septicemie? Nimeni, evident, în frunte cu mine. Și atunci am găsit acest nume derivat din titlul celei de-a doua povesti. Am obținut concesia, ce taci? Am obținut concesia de a păstra titlul de șapticemie pentru prima povestire, care este, cum vă spunea și Cătălin, potriveala unui cetățean cu un prenume din 7 litere, care are un vecin cu un prenume din 7 litere, 7 prietene cu prenume din 7 litere, o a 8-a cu prenume din 7 litere, se cunosc la tot felul de întâmplări cu cifra 7, se despartă pe ceva din film în care există cuvântul 7 și o putem ține așa până în întâmplările, cartea întâmplărilor și ne dau la o parte. Bun. E un mic grăunte autobiografic, dar foarte mic. El este aproape insesizabil. Ceva mai mult realitate și mai puțină ficțiune este într-adevăr în povestirea Cățui clase, Doamne ajută. Dar și aici aș vrea să-i spun lui Cătălin că Grigore Varnali nu este cine crede el că este. Eu trimitere, glumesc, acum eu trimitere la primul protagonist din prima mea carte, pe care, din fericire, nu mai găsește nimeni, eroul se numea Sergiu Varnali. Deci Varnali există un nume care mie mi-a plăcut în momentul când l-am văzut pe o stradă din București lipit, dar nu mai știu unde, cred că pe lângă zona Iancului.
Și este o povestire cu o armătură sportivă, pentru că apărând atât de des într-un context fotbalistic, nu puteam rata prilejul. Și am făcut această reverență, pseudo-reverență, pseudo-fotbalului, în fiecare dintre volume, în afară de am fost cândva femeie de onoare. Și asta este partea comică. Aceste prime trei povestiri, Șaptice Mie, Omul care mută norii și Cățui Plasă, Doamne ajută, reprezintă un palier de lectură. Palierul bunei dispoziții, palierul irigat cu umor, cu șampanie, cu întâmplări vesele, cu tot felul de contratipuri. Și vine apoi o proză intermediară, care face legătura cu un alt palier, cu un alt palier mai degrabă elegiac, dar în același timp înrobitor, prin decorul pe care îl propune. Și decorul este Franța, decorul este un sat Capri, din Provence, aproape de mare, unde se petrece acțiunea povestirii Urnașul Gura. Este o povestire care a apărut cu câțiva ani în urmă într-un volum pe nume Cartea Simțurilor, un volum care mie este foarte drag, la fel cum drag îmi e cel care a venit cu ideea, Dan Celicăilescu. Și mi s-a părut că această povestire pusă aici în volum e treapta intermediară care va duce spre ultimele trei povestiri. Urnașul Gura este povestea doi inadaptați, amândoi surdomuți, și care se decid să-și exploateze împreună surplusul celorlalte simțuri. Unul simțul olfactiv, celălalt gustul. Și unul face parfumuri și celălalt face prăjituri. Pentru mine, ca diabetic, să scriu pagini întregi despre prăjituri a fost, într-adevăr, o mănușă ridicată de jos, dar din moment ce glicemia a rămas unde trebuie, înseamnă că am trecut cu bine. Și ajungem cu ocazia asta la cel de-al treilea palier. La palierul lecturilor inițial adolescentine. Pentru că ultimele trei povestiri au apărut cu ani în urmă la editura Artur, pe care am rugat-o să-mi dea voie să le pun aici și care a avut amabilitatea să o facă. Și cu ocazia asta dizolv, cred eu, prejudecata că există vârste și există opere anume pentru vârstele anume. Aceste proze cred că pot fi citite la fel de ușor și la fel de, sper, răsplătitor și de un public matur, nu neapărat de un public de clasa a 8-a sau a 9-a. Speranța cântă trăiește prima dintre ele și mă bucur foarte mult că ai spus că este o povestire cu totul altfel, pentru că este singura povestire autobiografică, într-adevăr. E o rană pe care, când s-o întind, am început să o zgâr și care cred că s-a redeschis. Este povestea unei cunoștințe, prietene din copilărie, foarte tânără, care a murit de progerie. Și este relația mea, pe o relație nefructificată, o relație de prietenie incipientă și de valorizare comună a câtorva experiențe. Dar, într-adevăr, este, deși nu pare, este o povestire profund autobiografică. Pe urmă vine ceva care se cheamă Armadillo. Armadillo este un cuvânt compus și nu prea. El există și este sinonimul unui animal care se cheamă tatu și, în același timp, este un cuvânt valiză compus din două nume proprii, Armand și Dionneux. Și povestirea asta, Armadillo, este, i-am spus eu, un polițier rural, de fapt un vis de copil întrerupt, în care două pușlamale se amuză furând tot felul de lucruri de prin casele oamenilor și lăsându-le câte o statuetă, o vulpiță și câte o poezie în două strofe. Povestea cu vulpița am luat-o din Oceans, nu mai știu cât, când un hoț jucat de fostul soț al Monicăi Bellucci, că nu vreau să-i spun numele, își lăsa semnătura în casa fiecărui jefuit, sub forma unei statuete cu o vulpiță. Și, fine, ultima povestire este, s-a chemat inițial Poligraf și se cheamă acum Marmură de Talonazzo și este plimbarea mea prin Roma. E o plimbare ritualică pe care, dacă nu o fac de adevăratele, o fac cu mintea și o fac ducându-mă spre fântânile vorbitoare despre care am scris în primul capitol din romanul Fluturile Negru,
și pe care le-am revizitat acum, oprindu-mă la o fântână care nu e vorbitoare, dar care, dacă o întrebi atent, dacă te uiți frumos la marmura aceea de Pavonanță, îți poate lămuri anumite nedumeriri. Este o povestire și cu bine și cu rău, este o povestire care există de asemenea, cum a spus Răzvan foarte frumos, o convenție de tip Dino Buzzati și ea încheie acest volum și cu ocazia asta, uitându-mă la cât e ceasul, închei și eu și vă mulțumesc tare mult!